Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult că ați reușit să veniți. Trafic București, o oră destul de vreme pentru oamenii care lucrează 6:30, dar așa sunt expoziție și venisajele. Deci ne bucurăm foarte mult că ați venit. Avem aici 3 gânduri într-unul. Și pentru această expoziție minunată de 3 gânduri în 1, cel mai frumos lucru este să-i mulțumim Veronicăi, colegii noastre, care s-a ocupat, ea este curatoarea expoziției, a depus mult efort și multă muncă și a avut o echipă pe cinste duminică, care a ajutat-o să pună totul așa cum este. Bravo, Veronica! Avem 3 expoziții. Să încep să vă prezint, nu știu, toată lumea probabil că nu știu cât sunteți familiarizați. Există expoziția de la Cervantes, care a fost în primăvară, realizată prin colaborarea cu Institutul Cervantes. La invitația lor, ilustratorii din Clubul Ilustratorilor au ilustrat un text sau ceva legat de cultura hispanică. În camera cu cărămizi este expoziția din primăvară. Parțial nu a încăput toată, este puțin mai mică. Pentru asta îi mulțumim Alinei Cantacuzino. Aici, în această sală, este seria de cărți poștale realizată împreună cu Poșta Română. 50 de cărți poștale cu identitatea națională. Sunt expuse sub vitrina din masa rotundă. Și, în rest, la invitația Muzeului Național al Literaturii Române, avem expoziția cu lucrări în jurul textelor scrise de autori români, contemporani sau mai vechi, clasici, fiecare și-a ales la alegere ce ilustrează. Unii dintre autori au avut deja lucrările, alții chiar au depus eforturi și au lucrat pentru ocazia asta și sperăm că este o expoziție minunată. Și mulțumim doamnei Cerasela Pătrășcanu. Aici, la Poșta Română, cărțile poștale. Pentru o serie de 100 de cărți poștale, le puteți trimite gratuit în seara asta dacă apucați. Ideal, pentru că avem pe o fată poștală ilustratoare noastră, Silvia Olteanu, și ar fi frumos, cred, să readucem la viață partea aceasta de a trimite o carte poștală și ideea de a scrie un gând pentru cineva drag, de mână, frumos, numai, nu digital. Cărțile poștale sunt cadou din partea Poștei Române, atât cartea poștală, cât și expediția ei. Deci noi le luăm și le ducem acolo unde doriți dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru colaborare. E plăcerea noastră și bucuria noastră. Colaborarea cu Poșta Română a fost inedită și foarte frumoasă, ne-a bucurat foarte mult. A fost un episod pilot care poate, cine știe, o să se repete și pe viitor. Din câte am înțeles, s-au cam terminat cărțile poștale deja din anumite oficii poștale. Ceea ce este doar de bine. Iar, de asemenea, nouă ilustratorilor ni s-a părut foarte frumos să încercăm să vedem prin ochii noștri texte și culturi diferite. Mă refer aici partea de cultură hispanică și texte ale scriitorilor noștri. Și poate, cine știe, mai vedem ce mai urmează în viitor, ce texte mai ilustră. Așadar, vă mulțumim că ați venit, declarăm expoziția deschisă și vă invităm și la un pahar de ceva și o mică gustărică de la cea mai veche patiserie din Amzei și cea mai bună. Și sperăm că vă plac lucrările. Dacă aveți orice întrebare, noi suntem aici și vă putem, sau încercăm măcar să răspundem. Și nu uitați să trimiteți o carte poștală. Da, neapărat. De la muzeu.